Bună ziua, domnul europarlamentar Doru Frunzulică este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule europarlamentar, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, este o plăcere să fiu aici în studioul PS News. Vă mulțumim. Ne aflăm în plină exercitare a președinției Consiliului UE de către țara noastră. Cum se vede din culisele de la Bruxelles această premieră practică a României? Vreau să vă spun că deja în 2 luni președinția română a Consiliului Uniunii Europene a închis peste 60 de dosare importante pe o cifră impresionantă. Impresionantă în 2 luni, de altfel este o performanță recunoscută și de colegii noștri din alte țări, mai ales după, aduceți aminte, declarațiile de anul trecut, prin octombrie, noiembrie, când domnul președinte Iohannis declara că România nu este pregătită să preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Nimic mai fals. Până și primul ministru al Finlandei, dacă ne aducem aminte, prin noiembrie spunea că, domnule, dacă România totuși nu poate, nu este pregătită să preia președinția, o să o preluăm noi. Finlanda, fiind în troica Uniunii Europene, urmând să preia după 1 iulie președinția Consiliului Uniunii Europene. Iată că mi-aduc aminte, pe 30 ianuarie, în plenul Parlamentului European, la Strasburg, a fost invitat primul ministru al Finlandei, căruia i s-a pus o întrebare referitor la vechile sale declarații și acesta a spus textual că România performează la președinția Consiliului Uniunii Europene și că sunt foarte multe semnale în acest sens. Vedeți cum se schimbă o opinie politică de pe o zi pe alta, ca să zic așa. A fost un scenariu politic de lovire în guvernul României și chiar de încercare de schimbare a guvernului din România înainte de preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Iată că România performează foarte bine. Doamna prim-ministru chiar astăzi, ieri, a fost din nou la Bruxelles. Au fost organizate atât de multe acțiuni și conferințe, Consiliul Miniștrilor de Externe, Consiliul Miniștrilor Apărării, ai Afacerilor Interne, ai Comerțului, care au avut loc la București. Astăzi și mâine la București, în Palatul Parlamentului, are loc o mare conferință interparlamentară referitor la politica externă și de securitate comună, precum și la politica de securitate și apărare comună ale Uniunii Europene, cu participarea unor europarlamentari din mai multe țări, dar și a parlamentarilor din parlamentele naționale ale țărilor membre ale Uniunii Europene și țărilor asociate. Dar până la finalul acestui mandat, dacă pot să-l numesc așa, cam câte dosare credeți că vom reuși să finalizăm? Vedeți, 60 până în martie. Este mai greu de pronosticat o cifră. Activitatea efectivă a Parlamentului European, deci trialogul care are loc pe aceste dosare cu Consiliul și Comisia, sigur că da, ale Parlamentului European, se vor încheia undeva înainte de începerea campaniei electorale, deci în jur de 24-25 aprilie. Deci mai avem, cum să zic, vreo lună și jumătate doar de activitate, deoarece se intră într-o altă logică, în campanie electorală o lună, după care urmează alegerile din 26 mai pentru Parlamentul European. Și că tot ați amintit de alegeri, practic ne aflăm la finalul mandatului sau ne apropiem de finalul mandatului dumneavoastră de europarlamentar. Per total, cum vi s-a părut dumneavoastră această experiență la Bruxelles? Este o experiență deosebită. Este nevoie de oameni pregătiți pentru acest lucru. Pentru că pe fiecare domeniu de activitate, pe fiecare comisie unde particip, este nevoie de expertiză. Este nevoie de oameni care au și experiență, aș putea spune, dacă au experiență diplomatică, este un lucru foarte bun. Este foarte multă politică externă. Și la ora actuală, parlamentarii, europarlamentarii unei țări pot efectiv să promoveze și să apere obiective naționale, dosare naționale, interesele țării și pe ale cetățenilor săi.
Dar există colaborare între grupurile politice, între europarlamentarii români din diferite grupuri politice la Bruxelles? Din păcate, nu prea. Din păcate, și acest lucru s-a văzut în noiembrie pe rezoluția Parlamentului European privind România. Noi, europarlamentarii PSD, am apărat și promovat totdeauna interesele României și pe ale cetățenilor români. S-a văzut inclusiv din votul pe această rezoluție că sunt europarlamentari de la PNL, de la PMP, în sfârșit de la partidele de dreapta, care au votat pentru o rezoluție care în mare parte nu exprimă realitatea din România, pronunțându-se împotriva propriei țări. Este un caz unic. Eu n-am văzut la alte forțe politice din Europa această situație. Cred că este nevoie de solidaritate măcar atunci când este vorba de interesele majore ale țării. Există colaborare, nu știu, cu diversi, cu europarlamentari străini, nu neapărat. O colaborare mai strânsă cu europarlamentari străini decât cu alte grupuri din europarlamentari români? Noi colaborăm cu absolut toți europarlamentarii, indiferent de grup, în cadrul comisiilor. Adică cu doamna Macovei, spre exemplu, se poate comunica? Nu, în general, cred că este foarte greu de comunicat cu domnia sa. Eu nu fac parte dintr-o comisie comună cu dânsa. Mi-aduc aminte că am fost doar singurul europarlamentar care a fost membru al Comisiei Speciale privind terorismul, care a funcționat un an și trei luni. S-a terminat cu o rezoluție importantă, un raport și o rezoluție pe această temă a Parlamentului European, unde dânsa era supleant în această comisie, dar, sincer, eu n-am prea văzut-o la comisia respectivă. Probabil are alte priorități. Spuneați despre un raport. La ce se referă exact? Raportul acesta a fost un raport important privind prevenirea și combaterea terorismului. După cum vedeți, în ultimii ani în Europa, mai ales din 2014, au fost foarte multe atacuri teroriste. Din păcate. O creștere mare a fenomenului terorist. Și tocmai de aceea Parlamentul European a venit și a înființat o comisie specială privind terorismul, din care eu am făcut parte, care a făcut o analiză la nivelul Uniunii Europene a problemelor existente, a modului în care funcționează instituțiile de securitate și apărare, serviciile secrete, modul în care se combate acest fenomen extrem de grav pentru cetățenii europeni. Pentru că dacă vă uitați în sondajele de opinie, marea majoritate a cetățenilor europeni pun terorismul în fruntea preocupărilor lor și a amenințărilor și sfidărilor la adresa securității și stabilității a lor și a familiilor lor. Tocmai de aceea, vedeți, Uniunea Europeană a luat mai multe măsuri, s-a înființat acum câțiva ani un centru special de combatere a terorismului în cadrul Europol, dar, din păcate, este o chestie limitată. Sunt 50 de specialiști care, în general, încearcă să integreze mai bine informația care vine din țările membre. Este nevoie de mult mai mult. Tocmai de asta Parlamentul European a venit cu această comisie specială, care a avut sute de audieri în mai multe țări membre, referitor la situația actuală, venind în final cu o serie de propuneri pentru îmbunătățirea securității la nivel european, pentru îmbunătățirea colaborării între serviciile speciale, între instituțiile de securitate și apărare, pentru îmbunătățirea schimbului de informații, atât cu Europolul, cu acest centru de combatere a terorismului, cât și invers, din partea lor către autoritățile naționale. A fost o activitate complexă și acest raport urmează să contribuie foarte mult în viitor la o nouă directivă care se are în vedere, probabil noul Parlament European, o nouă directivă, deci o lege, o măsură legislativă la nivel european privind prevenirea și combaterea terorismului. Vreau să vă dau și o veste bună.
România este una dintre cele mai sigure țări din Uniunea Europeană. Asta voiam să vă și întreb, cât de sigură e țara noastră în momentul ăsta? Am anticipat cumva întrebarea dumneavoastră. Am văzut că vă pregăteați efectiv să... efectiv m-am gândit că o să-mi puneți o asemenea întrebare. Da, în urma analizelor făcute și în urma fenomenului pe care noi l-am analizat, cu numărul de incidente de teroriste și așa mai departe, România este una dintre cele mai sigure țări din Uniunea Europeană, alături de alte patru țări care sunt țări mult mai mici față de România. Sunt două țări baltice, că pot să le și numesc, sigur, nu este o problemă. Sunt două țări baltice, este vorba de Luxemburg și Portugalia, România fiind cea mai mare dintre toate aceste țări. Deci, deocamdată putem să stăm liniștiți. Guvernul României, guvernul PSD-ALDE, este foarte atent la a aloca resursele necesare pentru contracararea unor asemenea amenințări și sfidări la adresa securității cetățenilor români. În ce alte proiecte v-ați implicat? Povestiți-ne puțin despre realizările dumneavoastră în calitatea aceasta de europarlamentar da, român. Vedeți, poate că ar trebui să vorbească altcineva despre activitatea mea și nu eu. Cunoașteți cel mai bine situația, aș putea cunosc spune. Cel mai bine. E adevărat, cunosc cel mai bine, dar știți că cel mai bine este să te analizeze alții. Aș putea spune indirect, în 2018 am fost declarat europarlamentarul anului. Am câștigat MAP Awards la secțiunea dezvoltare. Felicitări! Acesta este un fel de Oscar al europarlamentarilor, știți, care are loc în fiecare an în Parlamentul European. Era vorba atunci, în afară de multe alte rapoarte, opinii, declarații, de un raport foarte important unde eu am fost principalul raportor, Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă. Este un raport legislativ obligatoriu prin care se înființează acest fond, cât și structura lui de conducere și modul în care funcționează. El însă, vedeți, nu este destinat în primul rând țărilor membre, ci țărilor partenere. Acest Fond European pentru Dezvoltare Durabilă, de exemplu, este foarte important pentru Republica Moldova, unde noi suntem, noi europarlamentarii PSD, suntem foarte atenți pentru că unul dintre principalele obiective ale PSD-ului este acela de a aduce Republica Moldova cât mai aproape de Uniunea Europeană, adică un parcurs european al Republicii Moldova, adică spre vest, nu spre est. Tocmai de aceea noi am dezvoltat o colaborare apropiată cu parlamentarii de la Chișinău și inclusiv pe acest raport sunt deja și pe acest fond de dezvoltare durabilă am ajutat foarte mult pe frații noștri, pot spune, din Republica Moldova pentru a accesa niște fonduri și a începe niște programe de dezvoltare. Pentru că pentru ei este foarte important să facă legătura cu vestul, din toate punctele de vedere, din punct de vedere al transportului, pe șosea, pe cale ferată, aerian, transportul energiei, transportul gazului. Adică este foarte important să realizăm o structură compatibilă a Republicii Moldova cu România, pentru că vecinul lor, membru al Uniunii Europene, este România. Singurul vecin care este membru al Uniunii Europene. Și care ar trebui să aibă grijă chiar de fratele mai mic, dacă aș putea spune așa. Așa este, așa este. Veți mai candida pe lista PSD-ului la europarlamentare acum în mai? Eu mi-am exprimat încrederea că da. Sigur, depinde foarte mult de președintele partidului, de conducerea Partidului Social Democrat. Cred că mi-am făcut datoria și aș fi onorat să continui această activitate, pentru că cred că am experiența necesară, am fost și diplomat de carieră, dar am lucrat și în sectorul privat, am fost secretar de stat de două ori în guverne PSD și cred că mi-am făcut datoria față de
cetățenii români și față de România. Dar există discuții acum? Ați discutat cu liderii PSD? Cum? Urmează, suntem într-o... Este conturată, din ce știu, e o listă concretă, dar discuții presupun că au fost. Da, sigur, probabil sunt mai multe discuții. Acestea vor avea loc și în perioada următoare, pentru că cred că data limită de depunere a listei de candidați pentru alegerea noilor membri ai Parlamentului European este undeva 27-28 martie. Fiecare a avut discuții, sigur, au loc și acum. Este o perioadă efervescentă, ca să-i spun așa, privind lista pentru alegerile europarlamentare. Cum arată, în opinia dumneavoastră, Partidul Social Democrat acum? Partidul Social Democrat este un partid, spun eu, un partid european, un partid care promovează valori europene, dar în același timp promovează și valorile naționale românești. Este un partid care promovează în același timp tradițiile, istoria noastră românească, legătura puternică cu Republica Moldova și care încearcă și pot să spun că reușește ca noi socialdemocrații să avem o voce din ce în ce mai puternică în rândul socialdemocraților europeni și la nivel european. Pentru că în grupul socialdemocrat din Parlamentul European noi avem un număr important de europarlamentari și în general oamenii și-au făcut datoria. Pentru că, vedeți, toate aceste rapoarte, directive, rezoluții ale Parlamentului European pot fi influențate și sunt influențate de noi, ținând cont de interesele și obiectivele României și ale cetățenilor români. Domnule Frunzuliga, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Mulțumesc mult! Mulțumim!